Misiunea mușcelenilor de a rămâne și de la anul în Liga A3 a treia se îngreunează pe zi ce trece. După înfrângerea din etapa trecută în fața Chindiei Târgoviște, situația în clasament a echipei mușcelul Câmpulung s-a înrăutățit. Șansele, ca și din sezonul viitor, să mai avem fotbal cât de cât de calitate pe municipal sunt minime. Astfel, pentru partida de sâmbătă de la Podari, acolo unde mușcelenii întâlnesc formația locală și în care trebuie să se impună, Alexandru Popovici nu se poate baza pe mai mulți jucători de bază. Este vorba de Zaharia, Olariu, Mihailescu, Băduleanu, Toader și Lulea. Dacă primii trei jucători lipsesc din vari motive, ultimii au fost suspendați de către Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal în urma incidentelor de la finalul partidei cu Chindia. Pentru injurile aduse centralului Sibian Țiții, Băduleanu, Lulea și Toader au primit câte șase etape de suspendare, plus o amendă de 2300 de ron fiecare. Sancțiunea dictată de Comisia de Disciplină este cea mai drastică primită în această ediție de campionat de către jucătorii mușceleni, dar și din ședința de miercuri. Astfel, indiferent în ce ligă va activa mușcelul Câmpulung din ediția viitoare, clubul va trebui să achite din vistieria și așa săracă suma de 6.900 de ron, reprezentând amenda celor trei fotbaliști sancționați.